Pentru întâia dată, unul dintre cei care au fost turnați de către Traian Băsescu, prieten apropiat, coleg al acestuia, vorbește public, văzând aceste dezvăluiri ajunse în spațiul public datorită postului nostru de televiziune. Să-l ascultăm. De ieri dimineață, domnișoară, până pe la ora 3, nu zbola cu inima, dar am avut o stare de... nu vă descriu. Pentru că nu mi-am închipuit nici în cele mai negre vise ale mele cu omul ăsta care m-a privit 25 de ani. Vorbesc că după terminare am făcut revederi de la facultate timp de 25 de ani anual și se uita în ochii mei. Ce spunea el în minte? Bă, uite, l-am turnat pe ăsta, dar de ce l-am turnat? Ce-am câștigat? Ce aveam de câștigat atunci? Că doar nu știu propusese în anul 3 de facultate să ajungă președinte și turnătoria asta i-ar fi ajutat la ceva. Ori a făcut-o din spirit civic, așa, nu știu de ce, ori mă ura prea mult. Deși eu am fost un băiat simpatic în facultatea aia, aveam o, nu eu personal, cântam într-o formație, toată lumea mă stima, glumeam cu toată lumea. Că m-a urât el în așa hal încât să spun acele lucruri despre mine, e ceva inimaginabil. Eu mă numesc Ion Bârgău. Dar în Constanța, în timpul facultății, mi s-a spus Ionuț Bârgău. Deci el mă știa de Ionuț Bârgău, nu de Ion Bârgău. Și un alt Bârgău în toată facultatea aia n-a fost. Și eu m-am căsătorit la 24 de ani după primul meu voiaj care m-a ufragiat în Vietnam și am stat 4 luni jumate în junglă. Am înțeles. Dar aceste note sau... a fost ceva din comportamentul dumnealui care să dea de bănuit sau credeți că, nu știu, poate nu doar dumneavoastră și domnul Dimitriu ați fost țintele unor astfel de note? Credeți că au mai turnat și alte persoane? Acum sunt convins că sunt mult mai mulți. Acum. Pentru că chiar domnul Băsescu spunea la un moment dat într-un interviu acum vreo 10 ani că a dat camioane de note la securitate. Așa s-a exprimat. Dar puțin așa, eu nu vreau să folosesc limbaj marinăresc. Și eu, fiind comandant, că și eu, până acum un an, am ieșit la pensie acum un an, dar... Din 2005 nu am mai navigat, am lucrat la Ceronav, e cu tot o altă treabă. Dar cât am fost comandant timp de 15 ani, efectiv, când veneai în țară, dădeai o notă informativă. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar despre ce vorbim noi se întâmpla în timpul facultății, adică... Aia este, domnișoară. Era un alt mediu și, practic... Da. Altă situație. Și să vă mai spun ceva apropo de notele informative pe care le dădeam la venirea în țară. Ca și comandant, nu eram obligat să spunem despre Vasile, Titi, Gigi, că îi recalcitra. Nu. Sau că e mercantil, sau că e interesat material. Știți ce ne întreba? Băi, nu mă interesează cât bruge a adus ăla, câte chile de cafea. Spuneți-mi așa, se spun bancuri politice la vapor, știți pe vă unul așa, evident spuneam, nu domnule, eu n-am auzit, eu stau în cabina mea, nu. Au venit cumva la Anvers sau Rotterdam, au venit popi la vapor, au adus Biblii, are cineva Biblii care le aduce în țară, ce-i rupea pe ei grija de chestia cu Biblii, habar n-am. Da, asta e altă treabă. A venit cineva la vapor să corupă pe cineva, pe altcineva, să rămână afară, că e mai bine acolo. Astea erau întrebările din partea securității. Și evident, ca un om de bună credință, îl băgai în lături pe un marinar, să zicem,
care și la muncea pentru familie. Pentru ce? Când spun că la spunea bancuri politice să ia vizul ăla, să nu mai aibă ce mânca familia. Aceste note v-au făcut rău, puteau să vă facă rău aceste delațiuni către securitate, cel puțin de la vremea respectivă, din vremea facultății, din timpul institutului. Sigur că da, sigur că da, pentru că s-a legat de familia mea. Adică am văzut în mânuța aia scrisă de el, după ce termină, există o notă. Există o notă scrisă de securistul ăla. A, recomandarea, da, recomandarea. Recomandarea, da, da, da. Așa. Și acolo spune, a se contacta ofițerul CI din Iași, de la tata, să fie controlat tata. Am înțeles. Tata era colonel, domnișoară, pe vremea aia. Și dacă ieșea vreo chestie de asta, îl dădea afară din armată și pe fratele meu din facultate. Eu m-am văzut cu el, deci vă spun, anual, timp de 20 de ani, cel puțin. Soția dânsului, că nu-i mai zic dânsului, așa, este o femeie deosebită. Dar știu că v-au chemat la un moment dat la Neptun, acum câțiva ani, nu? Ați sărbătorit nu știu câți ani de la terminarea institutului. Timp de 9 ani la rând, domnișoară. Oh, da. La rând cât a fost președinte. Acolo am făcut revederile. Eu față de Maria, plecăciuni. Și o cunosc pe Maria, așa, pentru că... lui Băsescu i-a făcut cunoștință cu Maria, prietena mea, că ele erau colege. E incredibil. Și vă spun și numele prietenei mele de pe vremea aia. Mariana Georgescu din Mizil. Ce i-ați spune acum dacă vă l-ați întâlnit față în față după ce ați aflat toate aceste lucruri? Cred că dacă ar fi să vă spun aici, v-aș ține măcar 10 minute numai în bipul. Marinărești. Nemernic, jigodie, javră. Și când mă gândesc că l-am votat duminică, da, l-am votat duminică, nu fac parte de niciun partid politic, nu țin cu nimeni, dar asta ar zice cu cine. A fost colegul meu totuși. Ce spun colegii? Îmi dau dreptate. Vă rog să aveți încredere în ce vă spun eu. Eu am o vorbă din pruncie așa, eu unde scuip nu ling și iert, dar nu uit. E, în cazul lui Nemernicu ăsta, nici nu iert. Dar minte că nu uit. Apropo de imatur, așa sunt acolo, imatur. El într-adevăr era atunci mai matur. De ce? Pentru că este într-adevăr cu 2 ani mai mare ca mine. Este născut 51, dar am fost colegi de facultate pentru că el a intrat la facultate cu 2 ani mai târziu. De ce? L-aș întreba eu pe el, că nu știu. Băi, dar dacă erai așa de matur, de ce n-ai intrat din primul an la facultate? De când ai terminat liceul, nu? Așa, și a trebuit să faci armata întâi, formă să intri. Spuneți-mi, da, el... la un moment dat a spus că a intrat în politică cu $100.000. Se făceau bani din marinărie pe vremea aia așa de mult? Domnișoare, se făceau, dar nu la modul ăsta. Adică eu vă spun din experiența mea. Pentru că niciun marinar n-a plecat pe mare fără să facă și el un ciubuc. Știți cum este? Aduceam un blug, dădeam $10 pe el, luam 1.000 de lei aici sau, eu știu, cafea, mă rog, carpete, bluze, covoare, și făceam un ban în plus. E, acest ban în plus îmi permitea mie, ca marinar normal, să trăiesc la media salariului, la media decentă, pardon, salariul, pe vremea respectivă, sau puțin mai sus. Dar $100.000 nu cred că a avut cineva din colegii mei strânși vreodată, nici știu cum a luat suta aia, nici acum. Vorba e democrație, privatizare, în sfârșit. Eu câștigam
$1,55 pe zi, domnișoară. Așa este. Așa este. Și el ca și comandant, să zicem, sau eu, chiar și eu, $2 pe zi. Pe rând și curcile. Se strânge cu business, cu tot, cu tot ce ai făcut, $100,000. Da, aș mai avea... $100,000, imediat el s-a deschis înghețata și cu iaurturile. Hai să fim serioși, eu nu l-am criticat până acum, fiecare s-a descurcat cum a putut. Dacă era să dea note la securitate, de ce trebuia să folosească și acest limbaj? De ce trebuia să picteze oamenii atât de urât? Adică putea să dea note fără să spună că ăla-i mercantil, ăla-i disperat după avere sau mai știu. Adică de unde apucătura asta către... Da. Probabil, astea erau cuvintele lui, pentru că și eu când sunt ironic cu cineva, îi spun, hai mai, spune tu așa, cu cuvintele tale, mai știu că ai 20, cu 6 neologizme, le fac 26. Dar cu cuvintele tale, spune-mi ce ai de spus. Aș spune la fel. Astea erau cuvintele lui. Alea puține. Ați avut ceva de împărțit în timpul facultății sau ați avut ceva relații tensionate dumneavoastră sau cu Dimitriu? Dar n-am fost la un șpriț cu el, nici Dimitriu n-a fost. Poate... Nu știu, și ăla era mai blând ca mine. Ce am cu ăla, nu știu. Poate că era tot ieșean, într-adevăr, din promoția aceea, cred că eram vreo 4 inși din toată promoția, care într-adevăr știam limba engleză. Doi din ei suntem noi. Dar domnul Băsescu nu se afla pe această listă de 4 persoane. Nu, foarte departe. Drept dovadă că și ca și președinte, eu aș fi profitat de faptul, președinte fiind, păi am translator, de ce să mă scălâmbă într-o limbă pe care el știe engleză, dar pronunție zero tăiat în patru. Dacă tot Traian era așa de îngrijorat de faptul că eu sau DC-ul, Cornel Dimitriu, așa, vom rămâne afară, în voiaj rămână în străinătate. Să-și aduc aminte Traian Băsescu că la revederile noastre ținute la el, la Neptun, invitați de el fiind, câți au venit din străinătate să participe la revederile noastre, fiind toți transfugi? De ce i-ai invitat? Dacă avea ură pe transfugi. Și au venit oamenii. Îmi spuneți că unii dintre colegii dumneavoastră de la Marină chiar au rămas în străinătate? Unii spre mai mulți. N-am avut niciodată de gând să rămân în străinătate. Deși puteam la ce mod, nu știu dacă în sfârșit, el că a spus că eu mă voi însura mai târziu sau niciodată. E bine, a 24 de ani m-am însurat, am făcut 2 copii. După 9 ani de zile mi-a murit soția, am rămas cu 2 băieți și m-am recăsătorit din nou și am mai făcut o fată. Deci n-am fugit, puteam să fug atunci când eram văduv, când puteam lua copiii prin Crucea Roșie. Vedeam eu cum.